Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou prin Harul Lui Dumnezeu la emisiunea Lumini Peste Veacuri, Radio Voce Evangheliei. În seara aceasta, nu știu dacă pentru prima oară sau a doua oară, domnul Florin Cornea, invitatul nostru, este cu noi în studio, este chemat de Dumnezeu de 14 ani să ducă Evanghelia dincolo de granițe, este misionar transcultural sau în misiunea externă implicat și rugăm în seara aceasta la debutul emisiunii să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeu, le venim înaintea ta în această seară și ne rugăm ca tu să ne binecuvintezi, să privești cu milă și îndurare la noi și în seara aceasta și prin această emisiune să-ți împlinești planurile pe care le-ai făcut înainte de veșnicie. Vrem să te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne dai înțelepciune, să ne dai pricepere, să ne dai har, să binecuvintezi ascultătorii și totul să fie spre slava Ta, pentru că ne rugăm în numele Lui Isus. Amin. Amin. Iată că am putut să debutăm și în seara aceasta prin rugăciune, cu o binecuvântare din partea Domnului Florin Cornea, misionar în Ucraina, în zona Cernăuți. Aș vrea, dragi prieteni, să vă citesc ca de fiecare dată, după rugăciune, ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, unde noi știm că există putere, de unde noi ne extragem crezul și pe baza căruia ne trăim viața. Doamne ajută! Vreau să vă citesc din Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, în seara aceasta vrem să discutăm împreună cu invitatul nostru, Florin Cornea, misionar în Ucraina, despre acest aspect în ultima vreme cumva discutat, disputat de teologi, de simpli credincioși, și anume mai este Evanghelia la fel de puternică, mai are Evanghelia și astăzi un impact atât de important cum a fost în primele secole, cum a fost pre vremea Mântuitorului și am zis că este un subiect potrivit deoarece avem aici în studio pe domnul Florin Cornea care a experimentat din plin atât prin mărturia personală puterea transformatoare a Evangheliei, mântuirii prin Domnul nostru Isus Hristos, dar care trăiește el însuși privind de 14 ani cum Dumnezeu îl folosește și cum Dumnezeu lucrează și transformă vieți chiar și într-o zonă mai grea decât a noastră, dacă vă puteți imagina, zona de est a Europei, zona de vest a Ucrainei, zona cea a Cernăuțului, unde trăiesc multe mii, zeci de mii de români care au nevoie, la fel ca și noi, de Evanghelia Mântuirii și care experimentează transformarea, regenerarea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Domnule Florin Cornea, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Vreau, înainte de orice, să vă întreb dacă chiar ăsta este motivația sau chiar ăsta este motivul principal pentru care ați hotărât să citim aceste... am hotărât împreună să citim aceste versete. A fost Evanghelia experimentată în primul de Pavel pentru că el citează, el scrie și spune aceste puternice cuvinte, a avut Evanghelia un impact puternic în viața lui și apoi să ne uităm, după ce discutăm despre Pavel, puțin în decursul istoriei, cum Evanghelia a schimbat chiar istoria vieți, națiuni întregi și, dragi ascultători, vă rog să rămâneți până la capăt împreună cu noi, pentru că în finalul emisiunii, în partea a doua, o să relateze invitatul nostru, Florin Cornea, cum uh, mântuirea uh, a afectat viața lui prin citirea și uh, prin credința în Domnul Isus Hristos, prin citirea Evangheliei și prin credința în Domnul Isus Hristos. Haideți să începem cu Pavel. Începem cu Sfântul Apostol Pavel. Aș vrea să ne uităm prima dată cum i-a fost schimbată viața, cum i-a fost transfer, transformată viața Sfântului Apostol Pavel și am vrea să ne uităm să ne gândim la cât a putut să lase, la cât a putut să renunțe din pricina Evangheliei. Aici vom vedea puterea lui Dumnezeu. Cine a fost Sfântul Apostol Pavel? A fost un erudit, un om învățat. Am putea spune foarte învățat. Sfântul Apostol Pavel ne spune Biblia și ce mai știm și din alte scrieri, că a fost a învățat teologia la cel mai tare institut teologic al timpurilor, unde profesorul, unde rectorul acestui institut era Gamaliel, un renumit teolog al acelor timpuri. Dacă ne uităm la Sfântul Apostol Pavel când spune într-una dintre epistolele lui, spune foarte frumos toate aceste lucruri le-am socotit ca un gunoi. El era, era fariseu după cea mai îngustă partidă, era foarte bun teolog recunoscut de oameni, era un om care avea râvnă pentru Dumnezeu și toate aceste lucruri avea și avantaje în urma acestor lucruri, dar el spune, le-am socotit ca pe un gunoi. Făcea parte dintr-una dintre semințiile, Partidele. nu? Și semințiile, și era beniamit, nu? Exact. Și era o seminție nu tocmai de nebăgat în seamă și totuși spune că am lepădat aceste lucruri oare ce te poate face să lași să lași atâtea beneficii și am putea spune între ele și materiale, nu? Absolut. Beneficii materiale. Absu și poziție. Și poziție, sigur că da, el trebuia să vină să fie rabin învățător, să fie, vă dați seama... Poate chiar în locul lui Gamaliel. Poate chiar, în locul, poate chiar mai bun ca Gamaliel. Așa este. Și cu siguranță a fost mai și bun Și de ce ca nu Gamaliel. poate un mare preot, un viitor mare preot? Sigur că da. Ce ce poate determina un om să renunțe la lucrurile acestea? Numai dacă Evanghelia are putere și eu cred că cartea evreia, scrisă de, evreia a fost scrisă de el, dar asta nu intrăm într-o dezbatere teologică, unii cred că da, unii nu, dar e cuvântul lui Dumnezeu și spune acest adevăr, chiar dacă n-a fost scrisă de Sfântul Apostol Pavel. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie, cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și aș continua și aș spune și îți dă puterea să renunți la multe, foarte multe lucruri materiale, la multe avantaje de dragul slujirii lui Hristos. Dacă ne uităm din prisma aceasta, la cine a fost Pavel, de unde, în ce poziție era când Domnul Isus s-a întâlnit cu el pe drumul Damascului, și cât a renunțat, ne dăm seama că Evanghelia are o nu putere, ci foarte mare putere de transformare a vieților. De fapt, se știe că Pavel a fost un persecutor, un prigonitor Sigur al că creștinilor. Da, al și în urma întâlnirii cu Isus Hristos cel înviat, care este quintesența Evangheliei împăcării omului cu da. Dumnezeu, viața lui a fost transformată transformat. radical. Și culmea, deci un alt argument că Evanghelia are putere. Cel care, pe care îi prigonea, acum se duce împreună cu ei. Asta, din punct de vedere omenesc și logic, nu prea și-ar avea rostul. Domne, ce s-a întâmplat cu asta? Până acum ai băgat la pușcărie, era martor când îi omora, că el singur spune când a fost omorât Ștefan cu pietrele, era martor, le păzea hainele cu alte cuvinte celor care dădeau cu pietre. El a fost și el acolo, a fost prezent și a văzut. Eu cred că și și acea experiență l-a marcat, chiar dacă nu ne spune Biblia, cred că l-a marcat și acea experiență, Evanghelia trăită a omului lui Dumnezeu când moare și ridică privirea către cer și spune Doamne Iisuse primește Duhul Domnul meu. meu. Înțelegeți? Dar oricum, Evanghelia are putere și astăzi și vedem oameni transformați, dar că vorbim de Sfântul Apostol Pavel, un om mare lui Dumnezeu, ia atâtea... Păi cine... De unde ai atâta putere să rabzi atâtea bătrăi? De câte ori și erau bătăile acelea? De unde ai putere să cânți în pușcărie? Pavel și cu închiși nu dăm acum, nu mai dăm uh, textele și amănunte din Biblie, dar Pavel și cu Sila doi oameni lui Dumnezeu închiși în pușcărie și nu erau pușcăriile ca în timpul de... După ce de, au fost bine. din ziua de astăzi, unde pușcărie și, și cer drepturile, unde au televizor, unde ai dreptul la telefon acasă, unde ai dușuri, acolo erau închiși și aruncați cu picioarele în butuci, picioarele umflate, cu cătușe la mâini și acolo de unde vine puterea asta? Te apuci și faci din cătușe și din astea uh, instrument. instrumente, de, de laudă la, de la adesea lui Dumnezeu. Nu are cum să fie decât puterea lui Dumnezeu Puterea Evangheliei în viețile lor De unde are Pavel atâta putere să meargă și să aibă curajul acesta Să zică domnule eu vreau să merg la să fiu judecat de cezar Când știa că acolo va fi sfârșitul Nu e puterea Evangheliei aici e Absolut, deci puterea transformatoare a Evangheliei se manifestă în schimbarea modului de gândire, modului de viețuire a omului, exact așa cum vedem la Pavel, dar ea, aceeași putere, se manifestă și în momentul martirajului, spuneați dumneavoastră, la uh, Ștefan. Da. Și Pavel era martor acolo și probabil atunci s-a declanșat un proces de cercetare în viața lui, și apoi întâlnirea cu Hristos a fost uh, momentul crucial pentru schimbarea vieții lui, prin Evanghelia Mântuirii Domnului nostru Isus Hristos. Uh, Vreau să vă mai întreb aici un aspect. Puterea Evangheliei se manifestă sau vorbim despre ea având în vedere doar schimbarea vieții celui care o aude, celui care o acceptă, celui care este atins, lăuntric de ea, sau ne referim aici și la moduri de manifestare? Pentru că Domnul Iisus le poruncește apostolilor: Duceți-vă și vestiți Evanghelia, scoateți demoni, vindecați pe cei bolnavi. Sunt moduri de manifestare ale prezenței. Automat, Evanghelie. automat, Automat. Păi merge Domnul Isus și merge, am putea spune, Evanghelia în persoană, da? Că Evanghelia e vestea bună, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, așa cum spune tot renumitul om al lui Dumnezeu, am putea spune omul învățat și Sfântul Apostol Pavel, Hristos a murit după Scripturii, a fost îngropat după Scripturi și a treia zi după Scripturii a înviat, la 40 de zile a fost înălțat și stă la dreapta Tatălui merge și se, duce, se ducea lângă Bonlav și doar le spunea o vorbă. Doamne, ai puterea să mă vindeci. Cred că dacă vrei să mă vindeci, mă poți vindeca. Și el spunea, vreau, doar vreau. Și era logul și... Nu, nu, dar nu numai Domnul Iisus, ai că am putea spune Domnul Iisus, oamenii lui Dumnezeu, Petru și Ioan, la, la poarta templului aur și argint nu avem, dar zice ce avem în numele lui Isus, ridică-te și, și, umblă. <coughs> și eu am trăit lucrul acesta, am văzut că Evanghelia nu întotdeauna nu apăsăm pe buton și nu uh, impunând i noi lui Dumnezeu unde și cum și să facă și, și doar noi rugându-ne și oamenii de atunci rugându-se și Dumnezeu lucrând, folosindu-se de rugăciunile acelea, și astăzi cred că poate să facă aceste lucruri și chiar dimineață mă uitam la una dintre mărturii cum undeva în Timișoara unul dintre prietenii, unul dintre cunoscuții pe care îi cunosc s-a rugat pentru un om care băuse bine, tot felul de băuturi nocive pentru sănătate, bune pentru exterior, dar nu, nu foarte bune pentru interior, ca alcool sanitar, carmol, diana, lucruri care spirit, spirit și a orbit și după ce s-a rugat, după ce omul care l-a evangelizat i-a spus, uite, ai vrea să-l chem pe Isus, în momentul când l-a chemat pe Isus în viața lui, deci ca o albeață de pe ochi a curs și A început să vadă, a început să vadă. Deci nu, nu, nu cu mult timp în urmă În 2006 se întâmpla în lucrul acesta Deci și în timpurile noastre Evanghelia rămâne aceeași plină de putere Problema este că Nu prea mai se mai găsește Atât de multă credință la noi cât ar vrea Dumnezeu Așa este. De ce discutăm despre puterea, de impact puterea transformatoare a Evangheliei? Pentru că în vremurile de astăzi oamenii s-au cam săturat de vorbe, poate chiar de predici, de sfaturi, de știu eu, tot felul de metode omenești și sunt văduviți sau duc lipsă chiar și în biserici de manifestarea aceasta a puterii transformatoare a Evangheliei atât în plan spiritual care este primordial, dar cât și în plan fizic și material. Puțini oameni astăzi mai apelează la puterea lui Dumnezeu, oameni ai cuvântului, oameni chemați să vestească Evanghelia, pentru că trăim într o vreme a scepticismului, trăim într o vreme a materialismului, într o vreme a hedonismului. Da. Și din păcate se pierde ceva din esența Evangheliei care a însoțit totdeauna. Cuvântul a fost însoțit de Puterea aceasta transformatoare, de vindecări și, sigur chiar și că de Sigur că da, sigur că da. Eu am uh, trăit lucrul acesta pe pielea mea și nu numai, am văzut lucrul acesta. Repet -o încă o dată. Nu uh, uh, cumva programându-l noi pe Dumnezeu cum să lucreze, dar cred din toată inima că noi avem acea și această datorie, noi ne rugăm și credem și Dumnezeu lucrează. Absolut. Deci, asta ar fi, trebuie să fie. Pașii. Ne rugăm, credem și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează după voia Lui și după planul Lui, nu noi impunându-i Lui, chiar dacă noi avem credință. Deci știți bine, ne-am rugat pentru acel băiat de 19 ani, 2 ani și jumătate, aproape jumătate de România, din bisericile evanghelice, pentru ca Dumnezeu să-l mântuiască și să-l vindece. Este vorba de Dima. De, de Dima, băiatul de la Cernăuți care de la 19 ani, Până la 21 de ani și jumătate, a făcut cetostatice și ne-am rugat ca Dumnezeu să nu le de pe fața Pământului să-l mântuiască. Dumnezeu a ascultat doar prima parte. Dima a plecat mântuit din lumea aceasta, dar, dar? n-a avut Dumnezeu în planurile lui, în, în înțelepciunea lui, în preștiința lui, n-a vrut să-l vindece, nu știm de ce cu siguranță vom afla lucrul acesta, dacă avem răbdare și dacă ne trăim viața să ajungem acolo la el. Așa este. Dar Evanghelia are putere și astăzi. Marea problema noastră este că ne oprim să nu spunem cuvântul lui Dumnezeu. Seamănă-l, ne aruncă pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. El lucrează de la sine. Și roagă-te nu ca ceva magic, Totdeauna trebuie să fim conștienți că Evanghelia aceasta trebuie luată și dusă la inima omului, nu de înțelepciunea mea ca evanghelist, de păstor sau orice slujitor aș fi, ci eu trebuie să-mi fac partea, să mă sfințesc, să cred, să o spun și să las ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să o ia. Și să o duc acolo la inima omului. Și când Evanghelia rostită și vestită de mine, împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, o ia și o duce la inima omului, atunci are impact și atunci ea are putere. putere. Ne uităm? Haideți să ne uităm la Domnul Isus Hristos, care e Evanghelia în persoană, mie îmi place să zic. Matei 7 când vorbește despre după versetul 21 când începe să spună nu oricine zice Doamne, Doamne va intra în împărăția celor spune un verset către sfârșit foarte interesant erau mulți oameni vorbitori ai cuvântului lui Dumnezeu și atunci ca și acum mai ești oratori dar sigur că da și nu-i rău un lucru acesta să ai un dar al vorbirii să știi să vorbești să știi să le așezi să așezi ceea ce vorbești pentru că suntem pe momentul acesta și avem nevoie de lucrurile acestea. Dar se spune despre Domnul Isus Hristos în versetul 28 în capitolul 7 din Evanghelia după Matei După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui Căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau învățații sau cărturarii lor Ce era exact ce am spus mai devreme? Evanghelia lui Dumnezeu, care Însoțită de puterea Duhului lui Dumnezeu, aducea și mișca inimile oamenilor. Bun, ă, dragi prieteni, este clar până acum că Evanghelia are putere și Pavel zice și că nu veți avea putere ruși, și va, va avea totdeauna putere, putere. putere. Cât va exista lumea aceasta? Noi trebuie să știm asta și să acționăm în consecință, vestind cuvântul, cum zice Biblia, la timp și ne la timp. Și a subliniat aspectul acela de la templu, în Petru și Ioan au făcut vindecarea acelui da. olog, așa, au văzut, s-au uitat țintă la el, spune Biblia, și au da. a văzut în el potențialul acesta, dorința aceasta de a se încrede fără rezerve în Cuvântul Lui Dumnezeu și au acționat. Domnul Iisus n-a vindecat pe toată lumea. Nici noi nu trebuie să așteptăm. Predicăm la toți, ne rugăm pentru mulți bolnavi, ne rugăm pentru mulți păcătoși, dar Dumnezeu este cel care da, noi avem cuvântul are avem Are ultimul cuvânt Cuvântul scris pe care spune Lată este calea care duce la pierzare Și mulți sunt cei ce intră pe ea Eu mi-i doresc să fie mântuiți Eu doresc Sfântul Pavel spunea lucrul acesta despre cei din, de, de, pe timpul lui și din neamul lui Îmi doresc ca eu însumi să fiu lepădat Ca ei să aibă mântuirea Dacă aș putea Dar nu depindea de el lucrul acesta El a căutat și și-a făcut partea Așa este. Trebuie să credem că Evanghelia Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Este viu și lucrător. Da, este viu și lucrător. Uh... Și acum aș vrea să vă dau exemplu, deși sărim un pic la mărturia mea. Eu, până la 13 ani, am crescut în biserică, am auzit despre Dumnezeu, am știut că există un rai, un loc de fericire veșnică, un loc de pierzare veșnică și de chin veșnic. De la și părinți. Am, de la biserică, de la părinți, pentru că am frecventat una dintre bisericile. <coughs> Scuzați-mă, din uh, localitatea unde eu m-am născut și lucrul acesta m-a urmărit ani de zile A, nu e aceasta Evanghelia, nu e cuvântul lucrător totdeauna când făceam câte ceva și ce știam că nu-i place la Dumnezeu în mintea mea apărea ideea aceasta ai să mergi la judecată înaintea lui exact vezi. ceea ce spune uh, omului Dumnezeu în Echilisteastu, bucură te tine în tinerița ta, fă ce vrei, mergi pe căile dar să știi că la urmă Dumnezeu te va chema la judecată, judecată. Dar să rămânem la Evanghelia transformatoare și aș vrea să mai luăm câteva cazuri. Asta, asta vreau să vă rog. Am vrut să intru și să, să... domne, Sfântul Apostol Pavel, acum aproximativ 2000 de ani. Așa este. Au fost oameni pe parcursul istoriei și dacă ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, dacă ne uităm la Sfântul Augustin, hai să luăm așa cumva cronologic, cronologic, da? istoric, dacă, dacă ne încurcăm un pic ne cerem nicio scuze, probleme. dar În mare. nicio problemă. Sfântul Augustin... Mama lui a fost credincioasă, foarte credincioasă, o femeie care s-a rugat și o femeie care a fost o femeie a rugăciunii. Sfântul Augustin a fost exact ca unul dintre tineri din zilele noastre, care caută distracția și care caută să se distreze, am spune noi, la maxim, da, cum spun tinerii. Exact. Până când s-a apucat să citească Evanghelia. Și versetele care l-au cercetat, care i-au schimbat viața și inima, sunt... În Romani, capitolul veți vedea că cartea aceasta Romani a schimbat, cel puțin știm câțiva oameni mari lui Dumnezeu, cuvântul acesta, Evanghelia acesta. Și uitați-vă ce spune versetul 12 și 13 din Roman 13. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în adulter și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie. Cer și scuze pentru că mai a ieșit ușesc în uh, timpul acesta. Uh, cumva a avut și efecte și asupra sănătății mele. Deci Sfântul Augustin, omul lui Dumnezeu care a, a fost un mare om al Dumnezeu a fost transformat de câteva versete. E, nu e doar un cuvânt aici ca și cuvântul meu sau o carte Ci este cu puterea lui Dumnezeu și are putere Și după aceea, dacă n-ar fi citit aceste versete Și Dumnezeu n-ar fi lucrat prin Duhul Sfânt la inima lui Vă dați seama că nu, astăzi n-am fi vorbit despre uh, Sfântul Augustin Sau fericitul Augustin, cum îl numesc unii, Un mare om al lui Dumnezeu, nu? Absolut, care a avut un impact, să zic așa global asupra creștinătății și astăzi este citat și astăzi este comentat și folosite scrierile lui de cei mai mulți creștini. Mai avem puțin până la pauză. Sigur că, dragi prieteni, sigur că puterea Evangheliei se poate vedea în multe, în multe lucruri, în multe persoane, dar și în plan istoric. Această Evanghelie, acești 12 apostoli Cu această simplă, dar puternică Evanghelie A schimbat o lume întreagă în 2000 de ani Asta, cea mai mare de religie, se numește religia creștină Nu pe, bazată pe altă putere sau altă forță Cum ar fi forța armelor, forța țițeiului Sau alte resurse Sau pe înțelepciunea lor Exact, ci pe puterea uh, ce de. este conținută Ce este inclusă în acest cuvânt Puterea Duhului Sfânt care poate convinge, care poate schimba, care poate transforma o persoană, o nație și o menire întreagă. Sigur că da. Un scurt cuvânt înainte de pauză. Ce vreau să vă zic, după pauză o să mergem un, un alt exemplu pe care mie îmi place foarte mult, e de vorba despre Luther. În 1575 să apucă să citească Biblia un fost călugăr Augustinian. Ca Augustinian catolic, romano-catolic și dă de un verset memorabil din Romanul 1 cu 17 și el schimbă gândirea și puterea Evangheliei în viața omului să vă dați seama, unul singur împotriva a mii, a zeci de mii de oameni stă și spune, nu pot, mintea mea zice, este captivă, este roaba acestei Evanghelii, n-am cum să retractez, n-am cum să, să spun că nu e adevărat dacă eu am descoperit că este adevărat vă dați seama, unul singur împotriva la pap și la, 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 la împărat la, la și împărați, la consiliul de, Consiliu de atunci al, al coroanei, așa este dragi prieteni ne apropiem de pauză, o să ascultăm împreună o melodie la fel de duhovnicească, sperăm noi, și folositoare pentru sufletele noastre. Fiți binecuvântați și revenim imediat împreună cu dumneavoastră. se vestește ca niciodată Evanghelia în lumea toată Iar cine crede o împlinește Se botează în apă, spre cer pornește Iar cine crede o împlinește Se botează în apă, spre cer pornește Evanghelia Va schimbă inima, va schimbă și viața. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia rai, Evangelia dat. Evanghelia, schimbă inima, va și

Care este calea adevărată? Ia te convinge că ai păcate, Îți dă credința să scap de moarte. Ia te convinge că ai păcate, Îți dă credința să scap de moarte. Evanghelia schimbă

Mâșnicia-n rai mi-a dat. Evanghelia îți dă lumină, să începi o viață nouă senină, să lași păcatul, ia te învață. Să ieși din noapte spre dimineață, să lași păcatul, ia te învață. Să ieși din noapte spre dimineață, Evanghelia. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia, viața mea a schimbat, veșnicia în rai mi-a Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia, a schimbat, Dragi prieteni, am revenit împreună cu dumneavoastră, suntem la Radio Voce Evangheliei, emisiunea lumină peste Veacuri. Suntem în seara aceasta cu domnul Florin Cornea, misionar în Ucraina de mai bine de 14 ani, în zona Cernăuți, plecat de aici din zona noastră, mai precis din Cercul Pastoral Corbutarii Verde. Îi spunem din nou un bun venit! Bine v-am regăsit! Și vrem să continuăm să discutăm despre puterea Evangheliei. Mai este astăzi la fel de puternică, mai are la fel de mare impact cuvântul lui Dumnezeu în viețile oamenilor? Și chiar în familiile, și în stările lor, și experiențele lor de sănătate. Am discutat în prima parte cum Evanghelia l-a schimbat pe Pavel, și el a rămas un o mărturie de referință în istoria creștinismului. Foarte mulți oameni după aceea s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit cercetând cazul lui, lui Pavel. De la un persecutor la un predicator. La un om care era cu totul împotriva creștinismului, a devenit un marele apostol al Prom neamurilor. Promotorul Așa. creștinismului. Și apoi am discutat tot în prima parte <coughs> cum Dumnezeu prin acest cuvânt nu folosind armate, nu folosind resurse omenești sau Metode omenești A schimbat o lume întreagă prin această putere evanghelie De care Duhul Sfânt, spuneam, se folosește da. Pentru ca să convingă persoana Omul în primul rând Și apoi familia, comunitatea <coughs> întreagă Să o transforme din oameni Robei păcatului În copii de Dumnezeu cu un caracter ales Domnul Florin Cornea Misionar în Ucraina Ne-a spus ceva despre Augustin Ne-a spus ceva despre Martin Luther Aș ruga da, să ne mai zică să mai ceva, ceva despre uh, oameni. Uh, Sunt, anul ăsta, 500 de ani de la Reformă, de e la o, reformă. Mare, o mare sărbătoare, dar ne gândim la și vorbeam despre Luther, Martin Luther, un fost călugăr romano-catolic, călugăr de ordin augustinian. Exact. Uh, stă și ține piept la o lume întreagă, dacă vreți, la o religie, să zicem, religia romano-catolică care în timpul acela era așa de departe de Dumnezeu, formal, cu totul formalistă. și nu numai, plină exact, de și păcat decadentă. și decadentă. s-a ajuns să se vândă bucățele, uh, de hârtii, bucățele de hârtie pe care ei le spuneau indulgențe, care prindea la o lumea de atunci needucată, necitită, nemersă la școală și Omul acesta are puterea să stea înaintea lui Dumnezeu și versetul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, versetul 17 din roman 1 spune așa deoarece în ea în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris cel, neprihenit va trăi prin credință. Aici e versetul care, cumva ia ea... I-a la, la, pus capăt uh, vieții de credință pe care o avea Martin Luther și a început o nouă viață Un om care da, în urma lui a rămas cele, celebra zicală Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Grație Amin, deci cu el a început de fapt da. reforma, acum 500 de ani În octombrie vom sărbători da. 500 de ani Și dacă ne vom uita și acum câteva cazuri scurte și așa frații moravieni, unul dintre ei care au plecat și s-au vândut ca și sclavi, ca să intre într-o colonie de sclavi, s-au vândut ca să poată să le vestească Evanghelia. Păi de unde vine puterea asta? În noi este egocentrismul. Niciun om n-ar putea să facă, și spunea, și Biblia spune că poate pentru prietenul lui să a găsit să moară cineva. Dar pentru un sclav să te vinzi, să te duci să le vestești Evanghelia, asta e uimitor, e ceva exact. neobișnuit. Eu cred că doar dacă ai experimentat această putere și transformare, doar atunci ești gata să plătești, ca și Hristos, prețul chiar a libertății tale da. personale pentru mântuirea și schimbarea așa celorlalți oameni da, din jur. Sigur tău. că da. Dar dacă ne uităm, mă gândeam acum la unul dintre prietenii mei de la, din Ucraina, unul dintre pastori de acolo, care nu i-a predicat nimeni n a auzit nicio emisiune la radio sau evangelizare, sau evangelizare ci s-a pus să citească Biblie, S-a pus să citească Biblia, s-a hotărât, s-a întors la Dumnezeu și astăzi, după ani de zile, el e păstor și slujește. Slavă Domnului! Înseamnă că Evanghelia are putere. Evanghelia are seama. putere. Și nu numai, dacă ne vom uita, ne uităm la oameni mari și în zilele noastre. Avem oameni chiar în Parlamentul României care sunt păstori, oameni care îl caută pe Dumnezeu. Ce e determina pe un astfel de om să fie parlamentar, să fie medic, știm medici, știm și aici în Constanța, și la București, și nu numai în țară, oameni care sunt medici, dar cunoaștem și poliția, Asociația Polițaielor Creștini, cunoaștem tot felul de oameni, dar cunoaștem și foști interlopi, care nu dau nume acum, dar unul dintre ei a fost botezat la București și când am văzut că l-a botezat, am crezut prima dată că e o glumă, dar după aia mi-am dat seama că omul a fost schimbat. Omul a fost schimbat cunosc un caz în zona Lugojului care Evanghelia l-a schimbat în arestul poliției. Pe genunchi a citit de trei ori saltirea cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și a zis că Dumnezeu să-l schimbe și l-a schimbat. Exact. Deci Evanghelia și astăzi are putere și, și e lucrează. Plină de putere și lucrează. și lucrează. Înainte, dragi ascultători, pentru că partea a doua emisiune este puțin mai scurtă, înainte să ne despărțim, aș vrea să ascultăm așa, varianta prescurtată a mărturiei, invitatul nostru, pentru care e o mărturie cu adevărat interesantă, deosebită, cu impact, zic eu, dacă o ascultăm. Înainte deci să-i ascultăm mărturia și să ne spună cum a acționat cu putere Evanghelia și în viața lui, schimbându-l radical. Mă refer aici la invitat la domnul Florin Cornea, misionar în Ucraina. Se știe clar că Evanghelia, spuneam, fără suport și metode omenești, a schimbat o lume întreagă, și astăzi Evanghelia lucrează cu putere, poate mai puțin în Europa și în America, unde materialismul și-a spus cuvântul și scepticismul, dar în Africa, în America de Sud, în China, sute de milioane de oameni anual se întorc la Dumnezeu. Citim poate doar Biblia și este un caz faimos înainte să ne spui mărturia personală? Da, e foarte interesant că noi credem, Dumnezeu lucrează și acum, la ora asta, în orașul Constanța, în satele de pe și comunele de pe Eu cred că sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și citesc Evanghelia. Corect. Zice Biblia că Dumnezeu nici nu doarme, nici nu dormitează, nici măcar nu se odihnește cum noi după o masă bună luăm o pauză de 20 de minute, jumătate de oră să ne odihnim lui nu-i trebuie, nu are nevoie de lucrul acesta, el lucrează și lucrează și astăzi, nu în mod vizibil și în mod măreț și foarte, la un număr foarte mare, ca în Africa da, dar credem și am cunoscut cazuri și în, 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 în România nu dau nume acum dar cred că voi avea harul să botez persoana aceea unul dintre prietenii mei care, băiatul unei surori din partea de înspre vesta țării, care a fost interlop cumva n-a fost interlopt dar a făcut parte din, din lumea, lor lumea lor și da. când am rămas și am văzut Evanghelia cum a început să aducă transformare în viața lui, cumva bă, ți se pare, măi, mare este Dumnezeu, Dumnezeu sigur Așa este. Da. și imediat spuneam, o să ascultăm pe scurt varianta Cred că mai avem vreo 7-8 minute, maxim 10 minute, dar vreau să vă spun că s-a întâmplat asta după al doilea război mondial. Un aviator american a căzut într-o insulă unde erau canibali, dar abia a reușit să fie recuperat, s-a ascuns ca să nu fie găsit și bineînțeles consumat, mâncat de, de acești canibali. S-a întors după zeci de ani să, să vadă locurile de unde a fost recuperat și salvat și să vadă ce mai e cu tribul acela de canibal. Ce credeți? A găsit acolo o comunitate de creștină. Oamenii aceia erau ca o biserică, așa erau de transformat și așa erau de... Uniți într-o credință. Ce se întâmplase? El și-a pierdut Noul Testament. Oamenii aceia știau ceva limba engleză, canibalii și aceia, și-au găsit Noul Testament, l-au citit și doar Biblia, cum spuneați dumneavoastră, de multe ori, fără evanghelizare, fără predici, transformă pe omul sincer, căutător de Dumnezeu. Și acum, dragi ascultători, în ultimele 5 minute, dacă se mai poate face da, mărturia da. lui Florin. Crescut într-o familie de mama fiind creștină, credincioasă, de de la vârsta de 17 ani, când spun credincioasă, nu credincioasă în felul în cum toți cred, ci Practicant. credincioasă, practicantă, crezând și trăind Biblia. Amin. Nu o femeie perfectă, dar totuși o femeie cu teamă de Dumnezeu. Am crescut, m-am depărtat de Dumnezeu. Uh, până la ce vârstă ai trăit departe? Până așa? la 23 de ani, 23 de ani și jumătate, până putu, am putut să trec din pricina păcatului pentru o tentativă de suicid, am fost în spital, un an de zile de spitalizare, șapte operații, dat acasă după 8 de zile de spitalizare să mor, unul care nu aveam treabă cu Dumnezeu și căruia știam că există Dumnezeu, știam că există o judecată, dar eram foarte răzvrătit, foarte împotrivitor împotriva lui Dumnezeu, chiar supărat pe Dumnezeu, dacă spune în felul acesta, până într-o zi în care Dumnezeu m-a cercetat, am văzut un film, după filmul acesta am început să citesc. Ce te-a marcat? Evanghelia, ce te-a impresionat? Da, filmul acela chiar și putea să-i dau numele Fantoma, un om ca și mine, să zicem, rău cum eram atunci și departe de Dumnezeu, a murit, sufletul lui a plecat din trup și atunci am văzut cum a putut să pricepu regizorul să uh, veneau îngerii celui rău, demoni. Uh, să-i ducă sufletul acolo unde slujise Unde decât în împărăția lor În locul de Chim. chin veșnic Și atunci mi-am pus întrebarea După câteva zile am citit Am început să citesc cartea Iov După -te câteva zile Dumnezeu m-a cercetat Ascultând un verset Evanghelia care v-am zis că are putere, putere. 1 Ioan, capitolul 1, deci 1 Epistola Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și nu numai, să ne și curățească de orice păcat. Mi-am mărturisit păcatele, Dumnezeu m-a binecuvântat și cred că m-a și iertat și m-a și curățit, cu toate că de atunci încoace n-am putut să fiu perfect și suntem oameni, avem și noi lipsurile, slăbiciunea noastre dar viața mea a fost schimbată, transformată. Am, am cerut să fiu botezată în luna August Parcă anului 99 da, băi, Chiar dumneavoastră m-ați botezat <laughs> Sigur și înainte de În pauză ne-am uitat la una dintre Pozele uh, cu actul Botezului nou testamentar Și după aceea după trei ani de zile Am plecat uh, În uh, Ca și misionar în Ucraina M-am căsătorit, slujesc acolo de aproximativ 14 ani Ne-am doi copii și astăzi Pot să-L slujesc pe Dumnezeu Dumnezeu are putere, Evanghelia are putere și astăzi, chiar dacă câteodată nouă ni se pare că lui Dumnezeu i-a slăbit puterea, Dumnezeu nu e ca noi, lui Dumnezeu nu-i trebuie să ochelari, bunica spunea la spate așa cumva un termen și l-am importat, l-am luat de la bunica și am zis nu-l dor șalele, adică spatele și lui Dumnezeu nu-i nu bătrân, deși Biblia îl descrie ca un îmbătrânit de zile. Dar de îl descrie ca să ne arate că e metaforă. E, e metafor. metaforă. Dar Dumnezeu nu mă și rămâne același. Ieri, ieri, azi. Și, în veci. și aș vrea să vă mai dau un exemplu. El nu poate împiedica nimeni să lucreze. M-am uitat la o mărturie a unui musulman care s-a dus la Meca. S-a dus la Meca și știți cum un bun musulman, îi cred că trebuie să ducă cel puțin o dată în viață la Meca, Obligați să se închine acolo și să facă ritualurile care le au musulmani acolo, îmbrăcați în alb. Noaptea s-a culcat, e vorba de 3 sau 4 nopți, stau acolo, nu mai știu bine cât, într-una -un, într de nopți, când au adormit, se culcau afară în corturi, îmbrăcați în alb, a apărut Domnul Isus în vis și a zis, tu n-ai ce căuta aici, pleacă acasă și citește Biblia că tu ești al meu. Și nu i-a trebuit nimic. Evanghelia în, în, persoană a venit la el, săracul s-a sculat, transpirat, s-a mai culcat încă o dată, din nou același vis, s și, și astăzi este creștin. Nu l poate împiedica pe Dumnezeu să lucreze Așa este. Nimeni. Așa este, dragi ascultători, dragi prieteni, iată că nu numai Pavel a fost radical transformat de puterea Evangheliei, dar și invitatul nostru, domnul Florin Cornea, misionar în Ucraina, putem spune dintr-un mare păcătos care era cât pe aici să se facă vinovat de marele păcat al suicidului, a devenit destul de mare, cel puțin pentru noi care trăim încă în Uniunea Europeană, am fost în Ucraina, am fost în Moldova, e diferență enormă și între nivelul de viață și între condițiile de viață. El ar putea să trăiască aici sau în vest mult mai bine, dar pentru că Dumnezeu l-a chemat ca misionar în Ucraina, împreună cu familia lui este acolo și duce Evanghelia la mormântări, la nunți, la orice adunare a creștinilor, unde se poate vesti Evanghelia, Florin este prezent acolo și predică Evanghelia pe care el a experimentat-o și care l-a transformat dintr-un mare păcătos într-un misionar, într-un predicator al cuvântului acesta, transformator, cuvânt inspirat de Duhul lui Dumnezeu și care. Lucrează prin Duhul lui Dumnezeu. Am pe sfârșit acum un verset care îl folosesc mereu, și să nu credem că Dumnezeu nu are putere, Dumnezeu va lucra. Isaia 43 cu 13 e o afirmație a lui Dumnezeu când îi vorbește omului lui Dumnezeu, profetului Isaia, și spune: Așa Dumnezeu, eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Absolut nimeni. Când Dumnezeu lucrează și vrea să lucreze, și Evanghelia să aducă roadă, nu se poate împotrivi nimeni. Cei mai oameni. Atei, dați-mi voie să vă mai dau un exemplu pe care l-am văzut la Evanghelistul. Cred Bonche. că mai avem un minut. Avem... Într-un minut avem... se poate, da? Da, probabil de un minut. minut. Marele Evanghelist Richard Bonke a fost chemat la o, la o emisiune la o televiziune națională. Și știți, oamenii care să facă, re... ca să facă rating, fac orice. Au adus și un ateu. Și un ateu, și ateu a zis, Bonchei, cum zici tu că este putere în sângele lui Hristos, care de fapt asta e Evanghelia, da. Hristos a murit pentru păcatele noastre, când aici, în lumea aceasta, este mai rea decât a venit El, decât până să vină? Da. Cum explici lucrul acesta? Humidean, da. Cum explici? La care omului Dumnezeu, cu înțelepciune, îi spune, uite care-i treaba, sunt oameni care trăiesc cu săpun lângă ei și toți sunt murdari. Chiar dacă lucrezi la o fabrică de săpun Tot. și nu folosești săpunul să-l iei, să te săpunești bine și după aceea să te clătești, nu ai cum să fii curat. Și nu s-a gândit după emisiune, s-a dus Ateu după Bonche, l-a bătut pe umăr și a zis: "Mai zice, mai cotropit astăzi. Mai pus la punct. Roagă-te pentru mine, vreau să fiu creștin." Amin. Doamne ajută. Dragi ascultători, iată că puterea Evangheliei lucrează și astăzi și Florin este o dovadă vie astăzi în emisiunea noastră. Vreau să închei așa cum facem de obicei cu câteva versuri dedicate Evangheliei. Evangeliști din volumul Crâmpeie de Har. Evangheliști, sporiți în predicare. E timpul potrivit de Cu Dumnezeu să ne avântăm mai tare, sperând un nou sezon de recoltat. Evangeliști, nu încetiniți lucrarea, nu-i timpul potrivit de relaxat. Prin Duhul să ne însuflețim chemarea, trudind din greu cu suflet dedicat. Evangeliști, vizați recoltă mare, e timpul să lucrați ce s-a arat, oriunde și oricând, în orice stare, așa stăpânul fi va înălțat. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe data viitoare. Și Mulțumim. să nu uitați, Evanghelia lui Dumnezeu încă are putere și va avea putere cât va fi pământul acesta. Amin, la revedere! Doamne ajută!